s-a deschis la gata. Bună seara și bine ați venit cu doar la prof. online cu probleme de matematică, deci pentru ei și la cerbă. Testul 23 de la pagina 114, această culegere de bălăucă. Testul 23, pagina de? 114. 114. Fără și culegerea. Subiectul 1, 1. Soluția numărală a ecuației x minus radical din 7 egal cu 0 este egală cu 1. X egal cu? X egal cu radical din 7. 2. 2. Dacă 2x minus 1 mai mic egal ca 1. 2x minus 1 mai mic egal ca 1. Atunci x aparține intervalului. X aparține intervalului. De la minus infinit la 1 închis. Minus infinit, da? La 1 închis. Am dus pe 1 în partea cealaltă, poți pe 2 și 3. 3. Simetricul punctului C de coordonate minus 2 și 0. C de minus 2 și 0. Față de originea axelor unui sistem de axe perpendiculare, are coordonatele punctului coordonate, simetricul punctului C de coordonate minus 2 și 0 față de originea axelor unui sistem de axe perpendiculare are coordonatele 2 și 0. 2 și 0. Simetric. Acesta este un punct de axă. Pe axa X și noastră, da? Deci un punct pe axa X. Simetric. Opusul, nu? Da. Dar de minus 2 și 0. Deci este punctul C prin C prim de coordonate 2 și 0. Da? 2 și 0. Dar nu sunt desigur. Da, nu înțeleg. Deci cu simetria unui punct față de altul. Deci noi într-o ani știm așa, dacă ai dat un punct A și un punct B, simetricului A față de B, simetricului A față de B, mă duc A de la A până la B și mă merg în catarte, da? Și găsesc punctul A prim. Acesta este simetricul A față de B. În cazul nostru avem punctul de coordonate A de coordonate C de coordonate cât? Minus 2 și 0. Și punctul O de coordonate 0 și 0. Da? De coordonate 0 și 0. Simetricul acestui punct față de 0, 0, este, deci, 2, 0. 2, 0. Ca să înțelegi și mai bine, deci, simetrică este punctul de coordonate C prin de coordonate 2 și 0. Ca să înțelegi și mai bine, hai să luăm de axe, să vedem acest lucru. Deci am avut x cu de coordonate minus 2 și 0. Și simetricul său față de origine. Asta a fost punctul C. De coordonate minus 2 și 0. Așa, ce vreau să fac cu sălută de în partea asta, da? În partea asta. Deci asta este punctul C1 de coordonate 2 și 0. 2 și 0. Ei, dar dacă a fost punctul de coordonate, hai să luăm punctul de coordonate, să zicem A, de coordonate, minus 1 și 3. X-ul e minus 1 și cred că este 3. 1, 2, 3. Minus 1 și 3. Asta ar fi punctul, da? De coordonate minus 1 și 3. Care e minus 1 și 3. Deci, minus 3. Atenție. Da? Deci e vorba de punctul de aici. Care este ăsta? Am zis punctul M. De coordonate minus 1 și 3. 1 și minus 3. Minus 1 și 3, da? Și simetricul său 1 și minus 3. Este un punct. Cam așa. Nu? Încât segmentul ăsta să fie cât ăsta. Deci este de coordonate 1 și minus 3. Deci x-ul... Eu pus numărul respectiv. Deci este vorba de punctul de coordonate M1 de coordonate cât? 1 și minus 3. Ați înțeles? Față de origine. Dacă dau un alt în punct,
se dice ma ha dei coordinate non tanto ie ie dei coordinate minus 1 și 5 și F de coordonate 3 și 7. Care este simetricul lui E față de F? De simetricul lui E față de F. 4, 12. Ce e este un punct, nu știm, E prim, să zicem, de coordonate X și Y. Că nu știu. Pentru că F-ul e la mijloc. Adică X-ul lui F egal cu X-ul lui E plus X-ul lui cât ar zisești? E 1 sau E prim, X-ul lui E prim supra 2. Și Y-ul lui F ăsta e la mijloc. E semisumă capitală. Va fi egal cu Y-ul lui E plus Y-ul lui E prim pe 2. Deci coordonatele mijlocului înseamnă semisuma coordonatelor. Că asta înseamnă punctul respectiv. Este, nu? În ce calitate? Punctul F e la mijlocul lui E, E prim. Și atunci, în clipa asta, voi spune că X-ul lui F, pe care îl știu, cât este X-ul lui F? 3. Deci, mai va spune că 3 este egal cu X-ul lui E, care e minus 1, plus X-ul lui E prim, care e Y, X, neștiut, da? Supra 2. Ceea ce înseamnă că este echivalent. 6 egal cu minus 1 plus X. Deci rezultă că X egal cu 7. X-ul egal cu 7. Deci X-ul punctul respectiv este 7. Y-ul lui F, care e 7, egal cu Y-ul lui E 5 plus Y-ul lui E prim, nu știu, Y, supra 2. Ce ce are semnul? 14 egal cu... 14 egal cu 5 plus Y. Deci aici rezultă că Y egal cu 9. Y egal cu 9. Așa încât E prim, coordonatele simetricului, E prim, căutat. Are coordonate 7, 9. E prim are coordonatele 7, 9. Mai reau încă o dată. Ce trebuie să știți? Toată chestiunea merge la știm sau nu coordonatele mijlocului segment. Deci dacă avem un punct E1, haideți să notați asta. E coordonate X1, Y1 și E2. De coordonate X2, Y2. E0 mijlocul, mijlocului E1 M2, segmentul M1, M2, înseamnă că X-ul lui M0, punctul M0, egal cu X1 plus X2 pe 2, semisuma, și Y-ul lui M0, egal cu Y1 plus Y2 pe 2. Noi am mai făcut asta odată. V-am demonstrat exact. De ce? Cum din coordonatele mijlocului segment. Și în condițiile astea, cum noi știm mijlocul, practic, scriind în coordonatele mijlocului semisuma coordonatelor. Atât la X cât și la Y. Și în final găsim coordonatele simetricului lui A față de B. Nu? Că pe B trebuie să-l surprinde ca din mijlocul lui segmentul A, A prim. Și scriu la relațiile acelea și ați văzut să găsesc. Am mers aici foarte ușor. Din ce motiv? Că a fost dat pe axa I-șilor. Și aveam, clar,
simetricul trebuia să fie foarte ușor, 2 și 0. Tot așa și aici simetricul față de origine. Fiind față de origine, înseamnă că 0 ăsta ai minus 1 și cu cine se facă 0? Minus 1 și cu cine se facă 0? X-ul lui M plus X-ul lui M1 supra 2 se facă 0. Păi numai dacă e 1, adică opus. Y-ul lui M 3 cu cine a adunat ca să facă 0? Cu minus 3. Din motivul ăsta, simetricul punctului M pe coordonate minus 1 și 3 față de origine, față de 0, 0, este 1 și minus 3. Din motivul ăsta, deci nu mecanic. Asta am insistat foarte tare, să înțelegeți că la bază se află formula asta. Coordonatele mijlocului se misunau coordonatele de la capete. Da? Și, practic, tu știi un capăt, știi mijlocul și trebuie celălalt capăt să-l afli. Asta când face simetricul cu față de el. Un an. Bun. Am simțit nevoia să fac această precizare, pentru că e posibil să vă dea nu așa simplu, ci coordonatele, ați văzut cum, și atunci există pericolul să greșiți. 4. Împătrarea de latura de 10 decimetri. Deci, pătratul de latură e un pătrat A, B, C, D, el da. Egal cu 10 decimetri. Rasa cercului inscris în acest pătrat este egală cu rasa cercului inscris. E vorba de cercul care e tangent la, da? Asta înseamnă cercul inscris. Cât este rasa? Dacă... 5. E diametrul chiar latura. Deci rasa e egal cu 5 decimetri. 5. Zicem? Da. 5. Area laterală a unui tetraedru regulat este egală cu 27 radicali de 3 cm cubi. Deci area laterală a tetraedru unui regulat este egală cu area laterală de la tetraedru regulat este egală cu de tetraedru regulat. Înseamnă de 3 ori L la 2 are egal 3 cu 4. De 3 ori, nu? Și 27 egal. Deci, nu a zis area totală, dar zis area totală a unui tetraedru, luăm de 4 ori, luăm și masa. O înseamnă area laterală, deci area laterală este egală cu de 3 ori. Area unității. El la 2 radical. El pătrat radical de 3 pe 4, nu? Știți voi, sunteți meseria așa. Formula asta. Așadar, eu știu că area laterală e dată 27 radical din 3. Deci am aici echivalent cu 27 radical din 3 egal cu 3. El pătrat radical din 3 pe 4. Radical din 3 cu radical din 3 se duce. 3 cu 27, mai are 9. 9. Și vine? 9 pe 4. L pătrat, mă rog. 9, 4, 3, 6, L la 2. Deci L e egal cu 6. L e egal cu 6. Am 5. 5. Într-o școală. 6. Într-o școală sunt 800 de elevi. Într-o școală sunt 800 de elevi. Într-o școală sunt 800 de elevi. 800 de elevi.
repartizarea nivelurilor după prima limbă străină pe care o studiază este reprezentată prin diagrama circulară alăturată. Numărul elevilor care studiază prima limbă străină, limba franceză, este egal cu. Deci zic așa, da, faci un cerc. Da, un cerc. Tata la de joc, un cerc. Mai mult clare, da? Un cerc. Deci, un cerc. Și 90, în colțul de dreapta, a spus. Așa, și văd că este 90. Un unghi de 90 de grade aici. Da? Și pe mă, așa. A, și după vă zic eu ce e în fiecare, dacă vă vedeți. Așa, bun. Deci acolo în dreapta, la unghiul ăla, e limba italiană, 25% în dreapta. Aici, da? Da, 25%. 25%. Da, limba italiană. În partea cealaltă? Italiană. Aici? 45% limba franceză. Franceză. Și sus 30% limba engleză. 30%. Și aici 30% limba engleză. Și întreabă, numărul elevilor care studiază prima limbă străină, adică limba franceză, este egal cu? Limba franceză? Cât studiază limba franceză? 45% din 800. Sigur, da. Deci 45 pe 100, 45 supra 100 din 800. Ori 100. Sigur, cu 45 euro. 45 euro, 30, 40, 60 kg. Studiază franceză. Prima franceză, da. Subiectul 2 român. Desenați pe foaia de examen la 1. De subiectul 2, roman 1, arab. Așa. Desenați pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată cu vârful S. Este să știți a face piramidă patrulateră regulată cu vârful S. Piramidă patrulateră regulată cu vârful S mare și baza face. Pace. 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 Da. Deci, un desen. O piramidă simplă, da. Cu fața un pătrat, asta cred. 2. Aflați cel mai mic număr natural de 3 cifre distincte. De ce ABC? ABC. Divizibil cu 15. ABC. A diferit de B, B diferit de C. Divizibil cu 15. Cel mai mic număr natural. ABC. Să se divide cu cel mai mic număr. Cel mai mic. Păi avem 180 pe plus C. Dacă desfaci, cum o desfaci? Facem 15 ori cât? 15 ori 8, 120. Facem 15 ori 7, deci 15 ori cât să dea 3 cifre, cel mai mic? E 105. 105, da? Da. Deci 15. Faptul divide ABC, ABC se divide la 15, este echivalent cu faptul că ABC se scrie ca fiind 15 ori un A. Ori un număr. Da? 15 ori un număr. Și asta îi dau ca valori până când ating cele 3 cifre. Și pentru K, pentru K egal cu 7, obținem ABC
105. 6 cel mai mic. Altul mai mic, dar vreo 6 se întâmplă ca să am 25. 90, foarte. 3. La examenul de admitere, să dăm un test grilă, a trebuit din 40 de întrebări. Așa. 40 de întrebări scrieți. Da. Pentru un răspuns corect, se acordă 5 puncte. Deci, un răspuns corect. Răspuns corect. 5 puncte. Iar pentru un răspuns greșit, se scad 2 puncte. Se scad. 2 puncte. Amic, ce punctaj a obținut un candidat care a răspuns corect la 14 întrebări? Deci, care este punctajul unui candidat ce a răspuns corect la 14 întrebări, nu? Da. Și vă dau și pe eu sau rezolvă? Să vedem asta. Am, da? Dacă ați spus corect la 14 întrebări, înseamnă că greșit la 26. Greșit la 26, nu? Că el a avut 40 în față. Și face 5 în 14. Deci, puntaj, egal cu 14 ori 5, plus 20, minus 28, 28 sau câte ești? 26. 26. Ori 2. Deci dacă face bine, primește 5 puncte, dacă nu fiecare răspuns greșit, îi scade 2 puncte la fiecare. Deci dacă totalul a fost 40 întrebări, la 14 răspuns corect, i s-au fost puntajul 5 puncte, la 26 i s-au scădut. Deci îți scădem din 40 întrebări, să zicem din punctajul maxim. Da. Din punctajul maxim. Să scădem cine a făcut. Pe care ar fi punctajul maxim? 40 ori 5. 40 ori 5. Și cât ar fi atunci? 200. 200. Scădem acum? Cine a făcut corect? Păi scădem pe cei care au făcut corect? Ce n-a făcut corect? Ce n-a făcut corect? Ce n-a făcut corect? 26 întrebări. 26. 26 ori 2. Ori 2. Așa. 5 ori le-am făcut corect, vă primi 5 puncte la fiecare. Vezi, tu aici... Aici ai o problemă. Da. Tu ai zis pe punctajul maxim, dacă ai fi răspuns la toate. Și acum tu scazi pe cine? Din punctaj maxim, la care nu răspuns corect. Păi bine. Deci, el ar primi 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Dacă eu scad în punctajul maxim, deci se dau 26 ori 5 trebuie să scad atunci. Sigur. Ori 2. Nu mă ajută. Deci, e logic. Vezi, tu pe 26 de întrebări, le luat și pe cele 14 și pe cele 26, da? Și ai luat punctajul maxim. Dacă ar fi răspuns corect la toate cele 40. 200. Cum el a răspuns corect numai la 14. Numai pentru ăla? Numai pentru ăla au primit 5 puncte. Deci se dau pentru tot. Din nimic. Din 14 ori 5, 200 am scădea... Nu scădem, că vine de două ori acolo. Să nu faci 200 maxim. De ce faci 200 maxim de ori 5? O primi între, o răspund la 3 întrebări, corect? Atât o primi. 15, scurt. Așa, și din ăla scădem... Nu scăzi nimic. Cele 2, 26 ori 5, Dumnezeu. Da, se scade, pentru fiecare răspund greșit, îi scade. El o dat răspunsuri, dar la celălalt o dat greșite. Și este penalizat. Și este penalizat pentru greșeală. Celelalte 26 înseamnă că o încercați, o răspuns, o prost răspuns. Și atunci îl penalizezi. Adică să mai și în discuții. Tu mai făcut ții, de exemplu, dă punctaj maxim când pilotează la o teză? Păi mică, dar nu penalizează pentru cea greșit. Da, da, da. Aia, asta e. Aici penalizează profesorul care e exigent, când vede o greșeală gravă, chiar poate e penalizat.
Dacă tu, să spunem, aduni la adunare, simplifici acolo, ca și fără fi la înțeles două fracții, nu dă nimic. Eu nu știi să adună două fracții. Eu chestia asta aproape o punctez, o cadrez cu roșu și ea nu este prinsă în punctaj. Da? Nu spune dacă adună corect două fracții, e bine. Dar eu aici am oprit exercițiul. Și nu numai că nu îți mai dau nimic ca punctaj acolo, ba chiar te și penalizez. Pentru că am argumente, spun, nu știi să adun două fracții. Deci, vedeți, de aceea, în momentul în care ai dat un răspuns corect, ești penalizat. Nu, numai, nu spun că nu-ți mai dau cel 15. Nu, greșit. Da. Când ai dat un răspuns greșit, nu spun numai că, știi ce, nu-ți mai dau nimic. Da. Eu te și penalizez. Și ți-au din ce ai făcut bine. Da, sigur că. Pentru că asta e ideea. Adică așa spune problema. Un răspuns corect 5 puncte, un răspuns greșit se scad două puncte. Da. E, ideea este cea care eu gândeam, o aveam eu, atunci când profesorul notează în plus sau în minus, constituie un deficit de notare și atunci îl penalizează salariul. Deci, în chestia asta, când e legat pe profesor de treaba asta, nu mai greșește. Să faci mai, să reduci. Da? Deci, 14 ori, 5 minus 2, 6 ori? 72. Face cât? 70 minus? 52. 18. Vedeți ce meritam din nota 7? Deci că nu ce zice de jucătorului. Sau bine, nu nota 7. Nu avea 7, că făcuse doar 14. Da? Deci... Tatăl nu făcuse, da. Bine, dar 33% ia ca 18. Tot era bine acel 70 de puncte, nu? Decât 18, da. Decât 18, da. Vedeți, duritatea aici vine. Că ești penalizat. Zice așa, pentru a fi admis, nu tot la fel, tot aici? Da. B. Pentru a fi admis, punctajul obținut de candidat trebuie să fie de peste 100 de puncte. Da. La câte întrebări trebuie să răspundă corect? Corect. Deci trebuie să obțină peste 100, ca să fie admis. Pentru... Peste 100. A, peste 100. Punctajul... Trebuie să fie peste 10. Jur, este mai mare decât 100. Decât 100 de puncte, da. Da, decât 100 de puncte. Nu și egal, mai mare, de peste, nu zice egal. Peste 100. Nu, și aici este întrebare, este așa? La câte întrebări trebuie să răspundă corect? Da. Da. La 21, da? Da. Cum ați gândit? 21 ori 5. Ah, stai puțin, și-a scăzut. Iar aici se rău, ce face? 21 ori 5 face 105. Dar celelalte... Care se scad? Ar fi 19. 19 ori 2, minus 38. Minus 19 ori 2, trebuie să facă mai mare decât 100, da? Exact. Da, mai mare, dar fără... Mai mare. Da, de ce nu puneți într-o ecuație? Nu mai spune într-o ecuație, mai corect. Ușor, ușor. Deci așa pe neîncercări. Nu cred. Dar de ce te-ai dus tu, Maria, la 21? N-am mai luat în considerare. Pe scară. Așa. Deci cum să zicem? Un răspuns corect îl notăm cu X, că nu știm câte răspunsuri vreți să am. Și un răspuns greșit cu... Câte? 40 minus X. Așa. Și vedem. Egal cu 100, deci, corect. Egal cu 100, nu mai mare. Nota cu X numărul numărul răspuns corect cu 6. Răspuns corect. Și atunci vine X ori 5. Minus cât? Minus 40 minus X. 40 minus X. 40 minus X. Adică complementarea cu celor care au rămas, ori doi, să fie mai mare, da? Decât, mai mare decât 100. Și acum 5X
echivalentul, adică vorbim. 5x minus 80 plus 2x, mai 100, deci 7x, o să mă fie mai mare decât 180. 7x mai mare decât 100. X mai mare decât 100. X mai mare decât 187. 180 supra 7, care x trebuia să fie număr natural. Da. X egal cu... Ia să vedem. Fără mai mare. 26. Lăsați așa că o să vedeți de ce. Mai mare e cazul noi așa. Și, fiindcă nu se împarte exact, imediat la numărul acela 3. 26 ori 7, cât face? 7 ori 6, 42. Nu, dă 25. Pe 40 împărțit la 7. Da? Deci egal cu 25. 25 de 24. Trebuie să luăm 26. 26. Da? 26. Ar fi mai mare, da. Și atunci X, fiind număr natural, că numărul lor nu poate fi 3,5, înseamnă că, de fapt, X e mai mare egal cu 26. De la 26 încolo trebuie să spun. Da? Deci de la 26 de întrebări e foarte. Și să facem proba. Hai să vedem. Hai să vedem. E foarte simplu. Da. Da? Zicem, 26 ori 5 minus... Câte mai rămân? 14 ori 2. 14 ori 2. Egal la cum? 130 minus 28. Și face 102. 102. Mai mare de 100. Adică mai mare de 100. 26, 27, 28, de aici încolo are toate, dar minim 26. Mm-hmm. Ca să facă o oară. Ca să fie validat. Bun, par. Fie funcția F. Nu, determinați funcția F. Ce vă rog la funcție? Determinați F. De F cu valul în F. Determinați F. Depinde pe el cu valorile. F de x egal cu ax plus b. Ax plus b. Exact. A și b aparțin lui el. Unde e? A și b. A și b sunt numele reale. Știind că punctele a mare. A mare de coordonate. Minus 1, 1. Și b de coordonate 1, 5. 1, 5. Da, aparțin graficului funcției F. Aparțin graficului funcției F. Miruna? Păi dacă aș fi aparțin graficului funcției, înseamnă că respect amândouă rețete. Acolo pe prima. Exact. Rezultă că F din minus 1 egal cu 1 și egal cu 1. F din minus 1 egal cu 1, ce aș fi echivalent la D? Echivalent cu F din minus 1. Trebuie să fie egal cu o minus plus b. Cu a plus b. Minus a. Minus a. Înlocuim x cu minus 1. Deci minus a plus b. Egal cu 1. Egal cu 1. O primă relație. Maria. Și b de coordonată 1 și 5 aparține lui graf. Așa. Echivalent cu a plus b egal cu 5. F de 1. Adică f de 1 egal cu 5, ceea ce am însemnat. A plus b egal. A plus b egal cu 5. Și iată sistemul celor două. Le adunăm. Le adunăm și obținem că B, 2B egal cu 6, de unde B egal cu 3 și Iruna A egal cu 2. 2, da? Da. 2. Pentru că minus 2. În a doua. Da, la a doua, foarte practic. Bun. Iată că am găsit pe F și acum răspunsul. Este F de X are rețeta minus 2X, nu minus, 2X plus 3, nu? Ai 2, da. 2X plus 3. 5. X aparține, da, X aparține în timp real, dacă X aparține. Dacă. X aparține, este la, este la. Este la, da. Așa, și X plus 1 pe X egal cu 6, calculați x pătrat plus 1 pe x pătrat.
cine vorbește? Marian. Atunci mă acolo la același mentor. Și faci X la 4, da? X la 4 plus 1 egal cu... Supra X la 4. Supra X la 4 egal cu 6 prim. X. 6X prim. Unde aducem aici? Așa. Și dacă aduci aici, vine X la a doua plus 1 egal cu 6X. Ei, cum ajungi la acolo? Adică e prima aia pusă la pătrat. Aaa, ți-ți vine minte să vezi pe asta la pătrat? Da. Că... Așa vedeți. Deșteaptă-i chestia asta la adresa. Păi așa este? Așa e. Așa este, bine, hai să încercăm. Deci vine cum, așa rezolvăm, cum x plus 1 pe x egal cu 6, echivalent, va spune că x plus 1 pe x, totul la pătrat, egal cu 6 la 2, ambii membri. Și asta înseamnă echivalent, cum ați spune, că ridicăm cap din nou. Da. X pătrat plus de 2 ori la 2. Ori la 2, adică 2x. 2x. 2x, 1 pe x, 2. Da. Plus 1 pe x pătrat. Este egal cu 3 și 6. Ce ar înseamnă? Că x pătrat plus 1 pe x pătrat. Și 34. Egal cu 34. Și termină Cristiu. Dar dacă v-aș fi cerut să-mi calculați x la a treia plus 1 pe x la a treia. Ridicăm la a treia. Ridicăm tot la a treia. Trebuie să amintim și formula asta. Deci x la a treia, x plus 1 pe x, totul la a treia, egal cu 6 la a treia. Ce ce ar fi însemnat? Cum era formula? La 3a plus x la 2a. Eu am la 2b. Eu am legătură lângă a la 2b. Ce se întâmplă? Formula, hai voi. E la a la 2. Plus... Lângurul pasat. Păi, da, și ce am zis eu ce vreau? E la 2b. A la 2b. A la 2b. A descrești b-ul din ajutor. Am uitat formula, așa e? Foarte bine. Pentru că A plus B. Care înseamnă mai departe, hai să zic A plus B, pe lângă asta la a doua care știu. A pătrat plus 2 a 3 plus B pătrat. Uite cum v-a ajutat de chestii pe care cunoaște să facă. Deci când te afli în situația delicată, trebuie să găsești, să te descurci. Și acum vine A la a 3 plus 3 A plus 2 a pătrat. Nu? 2 A pătrat B. Plus A, B pătrat, plus A la a doua, B, plus 2 A, B pătrat, plus B la a treia. Care înseamnă A la a treia, plus 2 A pătrat B, și un A pătrat B face 3 A pătrat B, plus 3 A, B pătrat, plus B la a treia. Iată, așa asta era formula. E, sigur că noi am făcut legătura cu triunghiul Pascal, ne-am amintit, cu eșență ăștia că ați ținut minte, 1. Când ridicăm la 2, înseamnă 1, 2, 1. 1, 2, 1. Când ridicăm la 3, înseamnă 1, 3, 3, 1. Aici, iată, cu eșențe sunt 1, 3, 3, 1. Când ridicăm la a patra, se începe 1, 1 și cu 3 fac 4, 3 și cu 3, 6, 3 și cu 1, 4 și 1. Da? Adică, hai să vedem câte ar fi A plus B, hai să vedem împreună, A plus B totul la a patra. Maria, totul la a patra, egal cu 1 ori la a patra, a la a patra. 4 A la 3 B,
aude, acum se topește câte un pic. Dar de o vine și mă ajută. Plus 6 a la 2, B la 2. Că de o vine și îl sprijine. De acum B o crește, aude. De fapt, tot timpul se întâmplă așa. Plus 4 a B la 3 și plus B la 4. Au dispărut. Au și au vorbit B-ul la puterea 4. Iată, așa apare A plus B-ul la 4. Și la 5-a și la 6-a se întoarce la ieșița. Eu v-am cerut X la 3 plus 1 pe X la 3. X la 3 plus 1 pe X la 3. Conform formulei, este egal cu nu X plus 1 pe X totul la 3. Asta începe. Egal cu 6 la 3, nu? Deci iar X plus 1 pe X egal cu 6. Ce e ce ar însemna, X la 3 X la 3 plus 3 X la 2 ori 1 pe X, ori 1 pe X, adică ori pe 1 plus plus 3 ori X ori 1 pe X la 2 și plus X la 3. Nu, e 1 pe X la 3. 1 pe X la 3. A dispărut. A dispărut cine? X. X-ul, adică A-ul de pe prima poziție și a ajuns pe 1. 1 pe X la 3. Egal cu 6 la 3, da? Echivalent cu. X la 3 și 1 pe X la 3 rămân. Deci vine X la 3, da? Plus 1 pe X la 3. Dar la rând de 3 ori, aici X-ul cu pătratul. Și 3X. X-ul și cu pătratul. Deci. Și vine 3x plus 3 pe x. Dă de 3 în factor. Deci plus 3 pe lângă x plus 1 pe x. 3 pe lângă x plus 1 pe x egal cu 6 la 3. Dar x plus 1 pe x știu cât este, e 6. Și atunci apare că x la 3 plus 1 pe x la 3 este egal cu 6 la 3 minus 3 ori 6 la 3. 3 ori 6 la 3. Să-ți facă un 6 la 3. 3 ori 6. 3 ori 6 la 3. Așa. Să-ți facă un 6 în factor și vine 6 la 2 minus 3 ori 6. 6 la 3, 6 minus 3, 33 ori 6. Deci, ce am dorit eu cu această... Deci am profitat de faptul că autorul a formulat-o știind că x plus 1 pe x egal cu 6, vi se cere x pătrat plus 1 pe x pătrat, și se dedică ambient la pătrat, am profitat de ocazia asta și am vrut să văd formula la întâlnirea. Dar trebuie să le arătați și când e cu minus la formulele alea? Dar știi că e cu minus. Da, e bine să vă zicem. Asta e un pic, asta mai bine. Deci, a minus b, a minus b totul la 2, minus aici. Și când la a treia, alternează. Ia minus B lângă la a doua minus. Nu. Ia tot plus B. I-am zis A minus B tot la a treia. Nu știu, lasă. Acum nu știu. Deci A... hai să ne vedem un pic formulic, că văd că ai faci confuzii cu alea 3 minus B la a treia. Iuna. Da? Deci formule de calcul pe scurtat. Hai să ne vedem. Le facem, da? Formule de calcul pe scurtat.